Fiului și a Sfântului Duh. Iubiților, duminica aceasta este o duminică, luați loc cine puteți. Comoditatea nu înseamnă ca mintea să nu lucreze. Doar la televizor stai cu ochii și cu mintea agățată de tabloul din față. Așadar, duminica aceasta lui Zaheu numită, este o duminică în care Sfânta Evanghelie este exact ca la ca și la cealaltă duminici, foarte scurtă, la obiect și cu subiecte la care cu adevărat avem ce medita și din care avem cu adevărat lua exemplu pentru viața noastră cotidiană. Foarte pe scurt, așadar, despre pericopa de astăzi, pe care unii ați auzit-o la vremea cuvenită sau alții n-ați auzit-o sau o puteți recita acasă. Așadar, avem o imagine tipică în care Mântuitorul, aflat, cum știm prea bine, în Evanghelie, mereu pe drumuri, adică în misiune, în propovăduire, cum am spune cu un termen de astăzi e profan, în turneu, poposește în Ierihon, unde un înalt funcționar, era el înalt prin funcție, dar era mic de statură, vrea să vadă și el ce se întâmplă pe uliță. Cei care dintre voi ați fost în pelerinaj, în Țara Sfântă, știți, sau puteți afla din albume fotografice sau din documentare, că în Orientul de bate un soare extraordinar de fierbinte, ulițele, străduțele sunt foarte înguste, tocmai pentru ca să păstreze răcoarea. Adică n-ai bulevarde, nu ai străzi largi. Totul se petrece în niște spații relativ modeste, ca să nu spun, înghesuite de-a dreptul. De-al minteri, chiar și celebra pentru noi creștinii, Via Dolorosa, este o astfel de stradă. Nu este ceva impunător, străjuit de palmieri sau mai știu eu, locuri de parcare, cum știm noi astăzi din Constanța sau în alte locuri din țară sau din lume. Așadar, într-o astfel de arhitectură, într-un astfel de mediu, are loc această scenă în care, cum spuneam, acest înalt funcționar, peste Vameș, era un fel de, dacă vreți, un fel de primar, de șef al Consiliului Județean și de șef la taxe și impozite în aceeași persoană. Vă dați seama. Deci mai trebuia să aresteze o dubă întreagă de funcționari, trebuia doar să arestezi pe el. Și să-l bagi la pușcărie și terminai cu corupția din județul respectiv, din județul Ierihon. Așa încât acest Zaheu, adică avea toate aceste povere administrative, dar repet, fi mic de stat, dar fiind și curios, nu? Tot încearcă să vadă ce se întâmplă. În fața lui, bineînțeles, lume multă, înghesuită, n-avea ce să vadă, așa încât îi vine un moment de inspirație și se urcă într-un sicomor, se urcă într-un copac pentru ca să vadă mai bine. Și atunci Mântuitorul îl vede și rostește ceea ce noi știm, am auzit acum câteva minute, practic, în Evanghelie. Zahei, ia, coboară-te ca să-ți am de gând să poposesc în casa ta. Sigur, bucurie mare. Iarăși mă întorc la mediul oriental. Vă știți că ospitalitatea orientală este fără oră și fără limită. La orice oră din zi și de noapte, un oriental primește, nu ca la noi în Occident, unul ăsta mai lărgit, inclusiv în Est, unde trebuie să te anunți, să ai o oră, să vii, să târzi un sfert de oră ca să nu pari grăbit sau flămând, unde ultima bucățică de oire pe platou, unde faci tot felul de piruete, ești elegant, ridici un deget când ridici o ceașcă și faci tot felul de alte lucruri. Nu. E mult mai direct, ospitalitatea orientală fiind o ospitalitate de oameni care știu ce înseamnă să dai de oază. Când ești epuizat, murdar de nisip, însetat mai rău decât o cămilă, și în care orice fel de alinare a acestor neputințe și nevoi pică precum un dar din cer la propriu. Așa încât orientalul, repet, a dezvoltat de-a lungul secolilor acest tip de ospitalitate, care se traduce prin mâncăruri relativ simple, dar multe din care te poți înfrunta pe alegeri. Așa încât casa lui, ca oricare altă casă, cât de cât înstărită, era pregătită să primească oaspeți la orice oră.
E bine, însă, în cazul acesta, chiar dacă aveau ei logistica, ca zic așa, emoțională și materială, totuși să le calce pragul cineva care în epocă era cunoscut. Le dădeau anumite bucurie și produceau anumite emoții. Și acum începe adevărata poveste pe care vreau să o tâlcuiesc și să o punem la inimă. Că, într-adevăr, Mântuitorul, alături de Zaheu, intră în casa lui Zaheu, dar ce se întâmplă? Că ne spune Evanghelistul Luca foarte bine, lumea afară începe să murmure. Adică, dar unde trage Domnul? Tot la un bogat. Adică, tot la bugetar. Adică, tot la ăsta care are. Încep să murmure, dar noi știm că e corupt. Nu-i Zaheu ăla de la Dun, la care a importat, ăla de la import de la Constanța, care cu Ucraina, cu cerealele, cu construcțiile, cu betoanele lui. Nu-i ăla care a finanțat partidele, care a făcut adres, ăla care umblă cu tot felul de, prin tot felul de locuri. Nu e și Codea care are iahtul ăla care stă acolo în port și el zice că nu e a lui, care o soacă să mai navigatoare. La ăla intră. Și, sigur, îl beșteleau fiecare în felul lui. Unde se amestecau criteriile morale cu cele sociale, în general. Și invidia. Că cel care are... Nu? Cum se întâmplă de multe ori că treci pe străzi, pe lângă garduri de case frumoase și te gândești. E, ce frumos, ce bine mi-ar sta mie să stau înăuntru. Dar puțin dintre noi știm ce înseamnă să fii de partea cealaltă a gardului. Să fii construit cu efort o casă frumoasă, ca după aceea să se certe copiii, soțul să-ți moară, cățelul să fie bătrân, iar menajera să te fure. Mulțumesc de așa fericire. Dar de afară se vede frumos. Termoban. Palmirul palmier, piscina. Așa și aici, al judecau după aparențe. Că dacă erai funcționat la stat, atunci ca și acum, erai oricum suspect. Și dacă nu furai neapărat ceva material, în orice caz, ca plagiator onorabil ce erai, tot furai păcat niște idei. Așa încât, în acest context emoțional, are loc ceea ce Evanghelia sugerează, schițează, ca într-un tablou foarte, foarte fin, dialogul dintre înăuntru și afară. Deci ăștia afară cațele, tot comentau, aveau și dreptate în felul lor, s-a strecurat și adevărul. Dar înăuntru, ce face cel vârbit? Se deschide Domnului și spune, Doamne, dar așa spontan, deci noi asistăm la o convertire, de fapt. Deci, uite, jumătate de apere ți-o dau ție, o dau la săraci, nu că dă lui, o dă săracilor, iar dacă am greșit cuiva, adică i-a pus copiile pe pământ, l-am forțat să-mi vândă casa de pe malul mării pe bani de nimica, uite că îi dau înapoi împătrit. Dacă am măsluit un titlu de proprietate, uite că îl refac la loc și mai dau câțiva ari pe lângă, să aibă omul de o grădină dezabsorbat. Adică încerc să fac omenește curată viața mea. Și dacă pot o parte din această curățenie să o plătesc, dacă banul poate să mă ajute să mă reîmpac cu propriile mele ticăloșii, să le fac ca și neexistând, să mă achit de datoriile morale, dar și materiale, cu dragă inimă. Fac o paranteză aici pentru că cei dintre voi care aveți memorie bună și când veniți la biserică, e limpede că trebuie să aveți, pentru că biserica înseamnă un spațiu al memoriei, al anamnezei. Vă aduceți aminte că Marcu are o altă pericopă, un alt moment în care un tânăr bogat îl întreabă ce să facă ca să câștige împărăția lui Dumnezeu. Și răspunsul Mântuitorului atunci a fost foarte drastic și foarte, foarte dur. I-a pus propriile pe toată averea și a spus, dai totul. Adică până la virgulă, dai totul la săraci.
În cazul lui Zaheu, se mulțumește iată cu jumătate. Dar oare de ce? Nu are aceeași unitate de măsură? Și în raport cu tânărul bogat, și în raport cu funcționarul îmbogățit? De ce face această segregare? Iubiților, aici se vede că mila lui Dumnezeu, dreptatea lui, e puțin diferită față de cea a curii lumii sau a demiaului. De ce? Pentru că tânărul bogat, presupunem noi, nefiind însurat și neavând copii, nu prea avea obligații, sau n-avea niciuna. Cu alte cuvinte, dacă era tânăr și avea minte și era și aichis pe deasupra, își putea el agonisi averea la loc. Dar un om la vârsta împlinirii biologice și sociale, cu familie, cum era Zaheu, nu putea să-l pui financiar, material, în situația adolescentului la început de drum. Pentru că era vorba de demnitatea lui, de om, în societate, de tată, de familie, de stâlp al micilor comunități, formate din casnici, din slugi, din cei dragi, dar și din slugi, din ceea ce forma pe atunci casa unui om înstărit în Orientul Antic. Și atunci aplică Dumnezeu această logică, bine, accept jumătate, dar de ce? Ca cu cealaltă jumătate să își ducă o viață decentă și mai cu seamă să nu ajungă situația de a abuza de funcția lui, de a ciupi, de a se lăsa corupt și de a nu face sub nicio formă, precum unii medici nesimțiți, blestemați, dar trebuie să mă ierte cei care de voi sunteți medici, dar aveți și voi uscături, cum avem și noi preoții destul, și avem chiar copaci întregi, avem păduri de uscături, avem sere întregi. Vă dăm și acasă, dacă vreți. Și care cere unui canceros, pe ultima 100 de metri, înainte de a muri, îi mai cere o ultimă șpagă. Așa, un parastas în viață, sau cum zic oltenii, un parastas în viu. Parcă e porc. Sau animal de sacrificat. Așa și aici. Zaheu este lăsat cu jumătate de avere ca să nu cumva să cadă în ispita nesimțirii. Adică entuziasmul lui trebuie să fie un entuziasm realist. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu este una idealistă, așa cum mai citim că Bill Gates sau mai știu eu cine vrea să distrugă nu știu ce boală din Africa, să hrănească toți oamenii din lume, să fie un fel de Dumnezeu miniatură. Creștinismul este realist, dragilor. Și sfinții de pe pereți și din viața și din viețile noastre, adică sunt oameni realiști. Nu oameni care sunt cu capul în nori. Aia de regul sunt șefii sfinților. Mântuitorul aplică aici, în cazul lui Zaheu, unitatea de măsură a dreptății, a entuziasmului și a realismului. Și acum mă întorc la această tensiune extraordinară dintre înăuntru și afară. Așadar, afară lumea comenta. În continuare. Se făcuseră ca de obicei, ca și la noi, tabere. Unii care îl văd, vedeau de pildă om serios, om pios. Dom'le, nu lipsea de la biserică. Familie frumoasă. Că era darnic câteodată. Alții din potrivă. Lasă-mă, dom'le, că-i corupt, că-i jigodie, că-i așa mai departe. Unul că este pro-rus, alții că nu, că-i pro-american. Unii că e așa, alții că-i alminte. Deci o permanentă schizofrenie a opiniilor. Așa cum, de pildă, și astăzi o putem vedea pe rețelele de socializare, unde dacă spui una, vin alții care spună complet altceva. Tu încerci rațional să demonstrezi ceva, îți vin cu sentimente. Tu ești rațional, îi vin cu blesteme. Și așa mai departe, până se formează o spirală, un tsunami emoțional, o pseudo rațional, din care fugi, dacă mai ai timp și răbdare și net, cât poți de repede. Bine, poți rămâne și înăuntru în această spirală să vezi până unde se duce. Dar de regulă se duce în neant, pentru că nu servește nimănui. Nici nu câștigi mai multă dreptate, nici cei mai multă minte.
Așa și aici, Zaheu era într-un nor de opinii care nu țineau cont de propria lui convertire interioară pe care o mărturisise în interiorul casei. Plus că el însuși, cei ai casei, sunt cumva uimiți. Adică ceva de genul și cei care erau lipiți de casă și care erau de afară deja. Cum adică? Cum? Asta e tot? Mântuirea se câștigă așa, adică dai jumătate și... Adică mântuirea e un fel de 50-50? Ia-te jumătate și lasă mie jumătate și ne-am înțeles. Adică nu e așa. N-are cum să fie o înțelegere matematică. Deci mulți își puneau problema, ori Dumnezeu se lasă cumpărat în ultimul hal, ori vinde El foarte ieftin. Erau foarte nedumeriți în ce mod are loc această tranzacție a mântuirii. Că Mântuitorul spune că a intrat, spun traducerile mai buclucașe, salvarea în casa ta. Că a intrat mântuirea în casa ta, de fapt. Scăparea, izbăvirea. Cu alte cuvinte, mântuirea. Deci este o dragă tensiune acolo, cum se justifică Hristos în fața și a celor din casă, dar și a celor de afară cu gestul Lui. La care Mântuitorul spune, păi bine, bine, dar și acesta este fiul al lui Avram. Cu alte cuvinte, face parte din aceeași seminție și este, ca să zic așa, subiectul profețiilor întregului Vechi Testament privitoare la voi înșivă. Ce vă mirați atâta? E și el unul de, ca voi și voi sunteți unul ca el. Tot nu erau mulțumiți. Tocmai pentru că ei erau foarte fixați pe diferențe de natură, repet, socială, materială. Nu vedeau dimensiunea antropologică, adică faptul că erau toți oameni, toți erau după chipul și asemenea lui Dumnezeu creați. Și atunci Mântuitorul se vede obligat să mai explice încă o dată și data aceasta mult mai larg. Spunând foarte limpede că Fiul omului a venit în lume ca să mântuie pe toți cel păcătos, pe cel ce are nevoie de El. Abia în clipa aceea, și cei dinăuntru din casă, și cei din afară, și autorul, și comentatorii, și cel care postează, și postacii ceilalți, și trolii, încep să simtă că ceva aici se mișcă de altă natură. Că e un adevăr la mijloc, e o revelație, în care se regăsesc fiecare, independent de tot ceea ce până atunci judecaseră și crezuseră că este o parte din adevăr însuși. Adică își dau seama că în această explicație, că tot omul care are nevoie de Hristos, îl primește, dacă îl vrea, pe Hristos, în această afirmație se regăsesc, repet, independent de treapta socială, de gradul de cultură, de frumusețe sau de inteligență. Și practic, Zahir, dragilor, este cel care astăzi, în duminica aceasta, dar și în general, am putea fi oricare dintre noi. Mai puțin chestia cu băbile, evident. Adică, în fața adevărului și a misterului vieții, nu suntem și noi ca Zaheu, pe vârfuri, încercând să vedem la capăt, ce-o mai fiind, dom'le, dar ce e acolo, ce se întâmplă? Nu suntem și noi de multe ori copleșiți într-o mulțime din care nu înțelegem încotro se duce lumea? Noi și noi nu suntem simțim așa duși de val. Și de multe ori nu ne-am dorit să vedem celebra luminiță de la capătul tunelului, să ne urcăm într-un copac metaforic și să vedem ceva mai departe. Iubiților, ce înseamnă asta? Că de ești mare sau mic în funcții, că ești de mare sau mic în bani, că ești mare sau mic, propriu, fizic, important este să dorești tot timpul să vezi, să fii de față. Pentru că nu se știe atunci momentul când Hristos îți va primi cu adevărat jumătatea ta, mică sau mare, pe care tu, într-un moment de sfântă nebunie, vei fi dispus să-i o dai. De ce? Nu ca să primească El, că nu-i bagă.
ci pentru ca să te eliberezi tu. Pentru că Zaheu, dându-și jumătate de avere și promițând să îndrepte fiecare nedreptate de 4 ori, peste dobândă, cum ar veni, nu face un hatâr lui Hristos, ci el însuși își aplică o terapie a eliberării. Credeți că e simplu pentru cineva care are o cât de cât licărire a conștiinței să știe că masa lui e mânjită cu sângele și noroaiele și nevoile altor oameni? Că doarme în ceașafuri albe care sunt pline de purici necazurilor altora? Are confortul absolut cineva care știe că se bucură de briza mării, stând cu piciorul pe grumazul ăluia exploatat până la ultima bucățică de energie? Nu, iubiților. Și de aceea zic, că suntem mari sau mici, înalți sau scunzi, important este să dorim să ne eliberăm și, partea a doua, vești bune, să fim încredințați că avem cui da povară. Pentru că acceptând acest târg între ghilimele, Hristos îi spune, fiule, te primeam oricum, chiar și mai puțin de jumătate. Amin.